Am revenit în direct, oameni buni. Jorge a supraviețuit, este alături de noi. Gata, am depășit momentul. Peggy, îți mulțumim mult de tot pentru serviciile medicale. Sărmâna, doamna Peggy! Bă, doamna Peggy este eroul nostru, mă. Deci Peggy este eroul nostru, ia uite. Dar ce mi-a dat, doamnă, că mi-a dat bine, mi-a zis de ochi, mi-a zis de alea. Deci doamna Peggy a dat de ochi, ți-a dat cu crema aici... Băi, a fost un moment de cotitură în viața mea, nu mai stăm picioarele, mâinile, dar nu mai puteam să vorbesc, tu n-ai văzut. Care tu ai fost la prima ediție a Sosurilor Picante și ai mâncat iute pe pâine. Sper să nu fi venit și la ultima. Să nu vă speriat acum, na, ziceți că mare lume. Deci, Doamne ferească Dumnezeu de așa ceva, dar cred că știi că am încercat noi să ne dăm seama de ce s-a întâmplat treaba asta, pentru că Horia a fost la prima ediție și a fost bine. Eu mai fac caterinca așa din când în când, că să facem frumos, să facem bine, dar eu nu mai puteam să mai respir, cred că de la heliu ăla ceva o combinație. Deci nu mai puteam, mi se blocase, aveam salivă. Are legătură, știi de ce? Că tu ai fost la Sosurile Picante, ai mâncat picant, n-a fost nicio problemă, adică ai fost, uite, dar e depășit momentul, dar acum a fost după momentul cu heliu. Planetele au fost alin. Nu știu, mă, cred că nu mi-a picat bine azi, nu știu. Că eu mai mănânc iute așa în general, dar... Păi deci copii, nu încercați sosuri picante acasă cu heliu. În rest, separat, sunt binevenite. Da, bă, nu mai simt nici gura deloc. Hai, hai, facem ce facem magie acum? Ia zi, ce? Asta. Cine moare acum? Așa după mine. Ce mai faci? Cine vine? Ce-i facem? Hai să vedem. Hai să vedem ce reușim. Avem un număr la înălțime. Numai un pic. I-am promis data trecută că schimb ușa. E un număr mortal? Ca să știu. Că era aproape ăla, mai devreme era să fie un număr mortal. I-am promis data trecută când am venit la emisiune că decupăm în ușă ca să poată să intre. N-am făcut treaba asta. Și-o mare, mă, și-o mare. Cum? S-au lat. Du-te tu să-l primești. E lat. E lat? Cine vine, mă? Să-l primești. Gulliver, cine vine? Gulliver, da, stai să vezi. Ia, mă. Nu e înalt, adică doar să ți se pară. Nu e înalt, Jorge, doar să ți se pară. Antonio, prietenul nostru, magicianu. O, domnul Antonio, magician. Ia, intră, ia, vezi. Aici, da. Lasă-mă să închid ușa, nu, că asta e de cartea recordurilor, vine-o cu acea. Nu, 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 stai lângă mine, stai lângă mine, stai lângă mine. Vreau să schimbe cașa, hai să cobor jos de pe scară. Vreau o poză, un stop cadru, vă rog frumos. Eu, în copilărie, eu, adult. Antonio, asta e. Asta e poza lui care l-a consacrat pe TikTok. Pune liniștit, stai, fără nicio grijă, nu te relaxează. Și acum stau aproape pe vârfuri și cu dita mai încălțările. Deci că stau puțin aplecat așa din spate, din obișnuință, de fel așa. Tu de jenă stai aplecat, să nu zică lumea că ești plenat. Hai să luăm un loc aici. Stai așa, dacă rămâi tu sus pe scări. Vreau să-mi dați umilință acum. Nu, ia uite, uite, dacă tot ai venit, uite. Ia că rămân, frate, până la masă, dacă tot ai din astea de... Ia uite-l, mă, stai, mă, puțin. Ok, ia, perfect, altă treabă. Ia uite-l, ia zic. La fixă. Deci, ți-ai găsit rol, deci, la Mărie, până la urmă, ediția de azi poate să fie o emisiune... Cascadorică. Memorabilă, da? De tot. Hai să vedem. De râsul Antonio curcilor. Este prietenul nostru, îl servim cu un pahar de apă. Antonio, aici am eu apă cu lămâie. Apreciez. În special că am încercat și eu sosul ăla din ori pe care l-am încercat. L-ai încercat? Oricum mai devreme, da. Și? Păi tu n-ai voie, tu ești nebun? Am vrut să... Chiar am tot întrebat. Ai luat de pe farfuria aia? Când a scos-o din regie afară și zic, ia da, sunt omul, ce n-ai, bă? Chiar așa de rău este, pe, că vedeam reacția lui Jorge și am zis, băi, chiar atât de rău este și dau și-o puțin. Am fugit direct la baie în secunda 2. Deci tu doar ai pus degetul puțin. Un strop de sos. Iar el a mâncat... Și înțelegi că ai pus tu acolo, că tu ai pus... Uite, dar te uiți la reluare. Păi eu am pus ca așa, vezi, puneam mereu. Ca să vezi, tu ai pus așa, zici că puneai ciocolată pe... Dar tu ai voie de asta. Că nu avem chestii picante. Păi n-ai crede, cu inima, cu toate astea, nu? Sângele, nu, tensiunea. Nu, trebuie să nu fie foarte, să nu aibă foarte, foarte mult sodiu, asta e. Sodiu, ai simțit, ai avut sodiu? Ce, iar te-a luat? Nu, că m-am înghițit și mi-am luat bavarea. Aia e problema, îți rămâne aftertaste-ul ăla nebun, de-l simți până știi în gât. Care e faza? Când înghiți după aia, după... Deci te salivezi, după 5 minute salivezi, da? Și când înghiți, atingi o bucată de... piele care n-a fost afectată mai devreme și începe să te usură pe acolo. Doamne, băi, e cu efect întârziat, da. Haide, bine că ești bine. Haide, vorbește cu omul, că eu nu tot e despre încercam, mine. Eu tot încercam să aflu care sticlă, că avea aici un zilion toate, de sticle. Și nici n-a fost cea mai iute. Și eram curios care dintre ele era, ca să știu ce să evit pe viitor, ce, nu de alta. Să le evit pe toate. Ai venit astăzi pe la noi, pe Antonio, îl cunoașteți, oameni buni, e un băiat extraordinar. Antonio, magicianul. Îl găsiți și pe TikTok, pe Instagram, face tot felul de magie și a zis că particip la România au talent. Ne vedem acolo, să am nevoie de susținerea tuturor. Eu tot insist pentru că e 13 magic.
Adevărat? Sezonul ăsta. Da. Adică chiar, chiar, să nu chiar, faci parte din sezonul ăsta. Chiar azi am stat și de vorbă cu cineva de la România Got Talent, aveam niște filmări pe care vreau, pentru care vreau să o mai cheme mai devreme și am zis, a, nu, stați că eu încă nu sunt gata, gen, am stabilit data aia atunci, în octombrie, ne vedem atunci. Deci până la urmă te înscrii, da? Da, 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 neapărat. Bravo, neapărat. Hai, astăzi ne faci un număr ceva, ca să te cunoască lumea din ce în ce mai bine. Știu eu un număr. Să elimine sosurile picante. De pe pământ. Să dispară sosurile picante. Oh, dacă aș putea, credem că aș scăpa de toate. Noi avem o putere, de exemplu, să-i facem pe magicien să dispară de la noi, să apară la alte televiziuni. Băi, am văzut, dar ce talent e ăsta. Deci e mare talent. Talentul ăsta. E mare talent. Hai să vedem. Antonio, ia să vedem. Mâine, păi mâine îl vezi și pe Antonio. Am fost foarte bună și s-a... Ai prins-o? A fost genială. Bun. By the way, legat de faza cu sosul, gen, în mod normal... Dacă ai cu sosul, las pe Jorge. Nu, aș zice că sunt uns cu toate alifile, că ai mei locuind în Spania și tachmin fiind un mare gurmand în bucătărie, adică omul este extraordinar când vine vorba de mâncare, mereu pune tot felul de sosuri de-astea super nebune, în urma cărora regret de fiecare dată. Da, acum aveți că astea ale noastre sunt mult mai nebune. Am văzut. Hai să vedem. Și din nou am simțit-o pe pielea. Haideți să vă arăt o chestie foarte mișto. Jorge, de vrei să stai în picioare sau să stai jos? Nu, eu stau jos, că eu stau în picioare din obișnuință, că așa sunt mai evenimente. Haideți să vă arăt o chestie foarte mișto. Probabil amândoi știți jocul de Alba Neagră, corect? Da, am și jucat. Și cel mai probabil amândoi... Și la portofelul, hai, că să nu, trebuie să trecem peste. Și cel mai probabil... Asta e marcatoare și când te întorceai, întorceau așa ziarul, știi? Fix. Am văzut în Londra ultima oară când am fost pe podul Westminster, acolo făceau Alba Neagră. Când am fost la Paris, lângă Tour Eiffel. Și nu cumva erau români? Ba da, la Tour Eiffel erau cel puțin 20-30 de grupuri de români care erau la Alba Neagră profesioniști. Mamă, dar știi cât de bine gândite e și structurată da, toată da, chestia aia? Da, oameni de lor plantați care vin și se dau că gen au câștigat vine o mână. Vine cu Alba Neagră aia odată, dă-ne să facem, că ți-a terminat emisiunea, ce naiba? Eu pentru jocul de Alba Neagră am inventat o metodă care este absolut imbatabilă. Nimeni nu are cum să câștige niciodată. Și ar arăta ceva de genul ăsta. Am aici un as de inimă neagră care e cartea câștigătoare și doi pătrari de inimă roșie care nu ne interesează chiar așa de tare. Ca să nu credeți că cărțile au vreun design ciudat, toate sunt la fel pe spate, nu are vreo iluzie optică sau ceva. Dar haideți să vă arăt de ce e așa extraordinară metoda mea. Mă, fii atent, uite-te bine, vorbim. Când eu iau asul de inimă neagră și îl pun jos, în mână mai am cei doi pătrari, însă, dacă fac un simplu gest, la mine în mână acum este un 4 și un as. Și jos este un 4 de inimă roșie. Băi, n-are cum mai prima dată. Deci a fost în fața ochilor mei, în fața ochilor celor care se uită la noi. Prima dată. Băi, deci încă o dată, hai încă o dată pentru cei de acasă. Pe asta vreau să zic. Prima dată când fac treaba asta este puțin prea rapid și oamenii nu pot să observe. Nu, pot foarte rapid că s-au pus colegii din regia de emisie să afle ei cum faci chestia. Păi nu, o să o fac foarte încet de data asta. Nu, că nu vrem să ne prindem. Păi nu, nici nu o să vă prindem, stai liniște că trebuie. Altfel nu mi-aș face treaba, bine. Partea a doua variantă. Regia, atenție, ia să vedem. A doua oară o fac mai în slow motion. Și dumneavoastră cei de acasă. A doua oară o fac mai în slow motion și arată ceva de genul ăsta. O să luăm asul, unem jos. Asta era varianta mai înceată, cred că ați observat. Avem din nou cei doi pătrari de inimă roșie. Numai ca aici, oricât de departe m-aș duce deasul de inimă neagră, o secundă durează și el apare la mine în mână. Și jos este un pătrar de inimă roșie. A treia oară, Cătăline, Jorge, când fac chestia asta... Băi, n-ai cum, ai fă o dată, deci suntem... Băi, suntem aici am văzut. A treia oară când fac chestia asta este cel mai tare, pentru că acum oamenii tind să creadă că s-au prins cum am făcut și ei pun cei mai mulți bani pe masă, dar... Păi acum colegii mei regia de mine se vor să dea cu încetinitorul la imagini. Vă o să dea și de 10 ori, dar a treia oară când fac jocul ăsta este foarte interesant, pentru că practic oamenii pot să parieze pe ce carte vor ei, Cătăline, pentru că noi acum avem aici... 4. Băi, lasă-o, băi, 3 pătrari de inimă roșie și de fapt știți unde este asul de inimă neagră? În cel mai imposibil loc cu putință, undeva unde știu sigur că nimeni noastră, nu are cum să-l câștige. Nu, și mai simplu. În portofelul lui. Ați văzut portofelul care a fost pe masă în tot acest timp? Da. L-am atins la un moment dat sau ceva? Nimic, nu? Însă... L-ai atins, ai băgat cartea sub el, mă rog, așa, ai pus, n-ai atins. La prima cea... Oh! Scuze, Cătăline. Vreau doar să zic că... Bă, eu nu vreau să iau și foc în emisiunea asta, mă, fraților, lăsați-mă în pace. Ce naiba, am luat foc mai devreme cu sosuri, acum iau și acum ia foc în adevărat, să-mi scăpă. Și asta, vreau să zic că nimeni n-are cum să câștige niciodată, pentru că casă e mereu la mine și n-au cum să-l găsească. Deci nu jucați Alba Neagră, doamnelor și domnilor, pentru că nu e un joc. Bă, cât de bun e omul. Deci foarte bun. Ce zici, mă, Ciucă? E bun. E foarte bun. Ce bă, dar imaginează-ți ceva. Tu lângă turnul Eiffel,
La fel de înalți, câți bani ați face? Nu știu ce să zic de asta. Am fost odată la Turnul Eiffel. Fă și mie două hârtii din asta, te rog. Fă și mie două hârtii, te rog, frumos. 4, 6, 8. Vorbim în backstage. Mă, dă bani înapoi! Mai ai ceva? Mai faci unul? Da, cum să nu? Băi, cum să nu? Mai ceva foarte mișto pentru voi. Deci pe Antonio îl găsiți pe TikTok, pe Instagram. Mai zi o dată cum ești, Antonio Magie. Antonio Magie. Antonio Magie, tot zic Magie, că Antonio Magie. E ok, s-a reușit. Cătăline, fii atent, mai departe vreau să-ți arăt ceva foarte special. Este una dintre rutinele mele preferate și sigur o să-ți placă și ție. Este cu cărți de joc, deoarece în mare parte specialitatea mea este cu cărți de joc și porumbei. Data viitoare, dacă vrei, facem porumbei. Asta, porumbei. Robert, te salutăm, Robert Tudori, prietenul nostru, care are și el niște numere senzaționale cu porumbei. Credeam că sunt printre cei mai buni în Europa la așa ceva. Cine, tu? Eu. Nu cred. Bine, recunoscut printre magii, dar asta e altă discuție. Hai să-ți arăt despre ce este vorba cu cărți. Fii atât. Zi stop, te rog frumos, ca să alegem o carte foarte rapid. Stop. Perfect, Jorge, da, ia zi. Stop. Perfect, și hai să vedem ce carte avem. Dacă ne uităm, avem un 9 de inimă neagră, ok? Hai să le arătăm și celor de acasă, însă. Fii atent la treaba asta, Jorge. Dacă iau 9-le tot de inimă neagră și doar scutur cartea în felul acesta, toate simbolurile de pe carte se prăbușesc. Dacă vrei să pui și tu mâna, Jorge, să te asiguri că e ok? Cum mai ai făcut mă asta? Uite-te, mă, puțin. Uite-te, suntem proști în fața noastră, faceți. Pe mine asta mă frustrează. Bine, acum, gen, nu trebuie să vă panicați prea tare, pentru că dacă luăm carte și facem un simplu gest în felul acesta, ele își revin la loc, gen, dar trebuie să știi exact cum aplici presiune pe carte. Haideți totuși să schimbăm puțin toată treaba și să facem ceva puțin mai diferit. Uite, nouul ăsta lăsăm deoparte, nu mai avem treabă cu el. Haideți să facem o chestie în doi, ar fi mai interesant. Da, da. Uite, Jorge, alege, zi stop, te rog frumos. Stop. Perfect, ține cartea și foarte important, Cătălin nu are voie să vadă ce carte ai ales tu. Da. Cătăline, la fel și tu zi stop. Stop. Perfect, la fel, același lucru, ține cartea. Păi și le arătăm celor de acasă. Și Jorge nu are voie să vadă, da, dar arătați-le cumva. Hai, arată tu, Jorge, eu nu mă uit, arată-le celor de acasă. O să las cărțile pe masă, mă întorc și eu ca să nu văd. Le-ai arătat? Da. Așa. Perfect. Arată și tu, Cătălin. Și acum întoarce-te tu să arăt eu. Întoarce-te. Gata, nu trișa, Jorge. Nu o trișez, mă. Gata. În regulă, Cătălin, poți să gata. Bun, bun. Nu întoarce, bun. Stai. Păi nu, asta nu, asta era aia nouă, asta o dau la parte. Asta n-avem treaba, cu nouăle, da, poți să-l pui deoparte. Okay, okay. Nu mai avem legătură cu el. Stai că am uitat ce carte. Și eu pățesc la fel. Hai să luăm cartea ta prima dată, Cătăline. O să o punem în pachet și o să o pierdem prin câteva amestecături în felul acesta. Nimic complicat sau foarte simandicos. Ok, hai să luăm și cartea lui Jorge, dacă am permis, te rog. O punem chiar aici în pachet, o pierdem și pe aceasta printre cărți în felul acesta. La fel, nimic complicat. Dar, pentru a găsi una dintre cărți, guys, fiți atenți, un simplu gest și dacă am pocnit din degete, una dintre ele sare prima în pachet. Și este 8 de trefă. Recunoaște vreunul dintre voi cartea? Nu. Iată, Cătăline? Iată? Foarte tare asta, însă, poți să pui puțin mâna în felul ăsta, Cătăline? Pentru că noi acum trebuie să găsim și cartea lui Jorge și o să arate ceva de genul ăsta. O să luăm 8 de trefă, o să-l punem la tine în mână. Și Jorge, mai știi ce carte ai ales? Da, normal că știu. Dacă am făcut asta cum trebuie, acum la Cătălin în palmă... Hai mă, lasă-mă, bă, băiatule! Ar trebui să avem un rege de rom. Și nu doar atât, Cătăline, dacă punem cartea jos și facem un simplu gest, mai apare peste ea o carte care era cartea ta de dinainte. Dar nu să ne oprim aici, guys, pentru că... Mi-a plăcut simplu gestul ăla, s-a văzut. Pentru că o să luăm ambele cărți, o să luăm 8 de trefle, vreau să vi le arăt și pe spate să nu vedeți că au ceva ciudat. O să luăm regele de rob și 8 de trefle. Le punem la oaltă și dacă facem un gest, cele două cărți, guys, se combină una cu cealaltă. Avem și regele de rob și 8 de trefle pe aceeași carte de joc. Sunteți ok? Mamă, cât de tare e! Putem să o păstrăm? Te rog, te rog! Hai să o păstrăm, o rupem în jumate și cu jumate păstrezi tu, jumate păstrezi. Putem să facem asta? Putem să facem asta sau să o rupem în jumate și să păstrăm? Dacă vrei, poți să o metamorfozezi înapoi în două cărți și vă las una și una, măcar să le aveți complete, gen. Ca să fie mai simplu. Mamă, dar stai așa, că am rămas fără. Cum mă?